Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava. Doamnelor și domnilor, iubiți frați, scumpe surori, haideți să deschidem cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 2, de unde citim, bănuiesc, pe unde ați rămas aseară, de la versetul 41, citesc din Fapte, capitolul 2, m-a întrebat Pascariu ce predic. Păi, de Rusalie ce să predic, acum nu să predic de Crăciun. Bun. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei, adică ucenicii aceștia noi botezați, da, stăreau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau împreună nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Reocupăm locurile. Dați-mi voie să vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și să ne rugăm ca Domnul seara aceasta să ne dea un cuvânt bun. Eu cam ostănit, deci m-a lăsat ieri dimineață Biserica Sfânta Treime din Beiuș, m-a apucat Biserica din Oradea, seara am avut și botez. Și dimineața m-am pus pe drum. Și mă, de ce vii la Pascariu? Și el a fost urmă cu 3 săptămâni și mi-a dus un microbus plin de gresie pentru azil. Cred că ați înțeles cum funcționează lucrurile. Plec spre Chișinău și am zis, mă duc să-mi plătesc datoria. Știu un singur lucru, că Dumnezeu ne cheamă să facem bine. N-a zis amin. Facem bine. Cât mai aveți timp de binele ăsta, până nu vă apucă într-o zi sfârșala și ați dori să faceți bine și nu mai aveți cu ce, sau nu mai are cine. Da? Asta este ideea. Ce aș putea să vă spun? Am vizitat un singur loc din cele două mansarde. Există două mansarde. Ideea asta o am de la Charles Templeton. Charles Templeton a fost un creștin fantastic, unul dintre cei mai deștepți. Probabil că C.S. Lewis e mult mai slab din punct de vedere al scrisului decât Templeton. Numai că s-a întâmplat ceva cu Charles Templeton, a pierdut credința în Dumnezeu și a murit agnostic. El a spus un lucru fantastic. A zis că istoria lumii a fost schimbată dramatic de două întâmplări petrecute în două mansarde, sau odăi de sus, cum spun românii. Aflate la 4.500 de kilometri distanță una de ele și la vreo 2.000 de ani distanță. Pe prima am văzut-o, m-am dus până acolo, când m-am dus păstor în Londra, primul lucru care a zis, ce vrei să vizitezi în Londra? Am spus cartierul Soho. Pentru că am vrut să mă duc să văd mansarda din cartierul Soho, unde un tip care bea câte 5 litri de bere pe zi și mânca vreo 4-5 cărnați din aia germani, a scris o carte numită Capitalul. Karl Marx. Acolo a fost o curățătorie chimică în urmă cu vreo 100 și ceva de ani, când a scris el Capitalul, pe 200 aproape. Acum e un bordel acolo. Am văzut numai locul, e o placă din asta rotundă pe care scrie aici a scris Karl Marx Capitalul. Biblia comunistă. În numele acestei Biblii care a fost pusă în practică, trebuia un popor de idioți utili, de oameni care să n-aibă multă minte și care să o poată pune în practică. Au găsit păruși.
100 de milioane au omorât numai în câțiva ani de zile. Pentru că Biblia aceea face ravagii și astăzi. Și într-o formă sau într-o formă modernă, nou, și noi românii până la urmă o trăim. Dar e schimbată puțin ceea ce domnul Marx a scris. În urmă cu 2000 de ani, o altă odaie de sus spunea la 4500 de kilometri distanță de asta, se scrie Biblia, de fapt. Pentru că vine Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, rupe o bucată de pâine și face ceva nou. Și vine și zice, voi nu înțelegeți ce fac eu acum. Faptul că v-am spălat picioarele, nu înțelegeți. Faptul că rupem pâinea asta, Doamne, cum să te mâncăm noi pe tine? Pe momentul în care noi ne rugăm ca biserică, așa cum am primit rugăciunea, și prefă prin Duhul tău cel Sfânt pâinea aceasta în scump, trupul tău, și prefă prin Duhul tău cel Sfânt, observați că fără Duhul Sfânt de la Rusalii, nici cine n-ar mai fi. Împărtășanie. Euharistie. Vreau să vă spun ceva nemaipomenit. Istoria noastră e schimbată de evenimentele cele care s-au petrecut în odaia de sus. Deodată, deși Hristos Domnul le-a spus, eu mă duc și când ajung eu în cer, vorbesc cu Tata să vă trimită Duhul Sfânt. 10 zile s-au întâmplat că au așteptat, puteau să aștepte un an. Am frați care stau prin stăruință de 30 de ani. 10 zile nu-i mult. Biserica a stat în odaia de sus cu Maria. Spuneam ieri în biserică, v-ați gândit vreodată la Fecioara Maria stând la stăruință? Pentru că spune că atunci când au fost botezați cu Duhul Sfânt, au fost 120 de oameni, printre care era și Maria, Maica Domnului Iisus. Este foarte interesant pentru că de 2000 de ani, de la botezul acela cu Duhul Sfânt, pentru că trebuie să faceți voi, mai ales voi, ai mei pentecostali, trebuie să faceți deosebirea între Calvar, să faceți deosebirea între Betlehem prima dată, între locul nașterii, între Calvar și între Rusalii, să nu le amestecați. Pentru că la Betlehem Dumnezeu este cu noi. Emanuel îi pune numele copilului Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. La Calvar, Dumnezeu nu mai este cu noi, ci este pentru noi. Hristos, de partea noastră, a luat păcatele lumii asupra Lui, ca noi să avem pace cu Tata. Dumnezeu e pentru noi. Iar la Rusalii, Dumnezeu este în noi. Cred că ați înțeles. Nu, atunci ziceți după mine, Duhul Sfânt e Dumnezeu. Am vrut să mă asigur că nu credeți că e doar o putere impersonală. Duhul Sfânt e mai mult decât o putere, Dumnezeu. Duhul Sfânt e Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu. Tatăl este Dumnezeu. Credem în Sfânta Treime. Amin. Deci înseamnă că suntem destul de bine așezați în seara asta. Bun. Ce vreau să vă spun? Botezul cu Duhul Sfânt, de aici trebuie să pornim de la ceva și imediat termin predica. Mă, Cornel, du-te, du-mi un pahar de apă, că grozav mă chinuie în văpaia asta. Nu știam ce îmi lipsește. N-am mâncat toată ziua. Viteza cu care am venit, abia acum mi-a ajuns sufletul de la beiuș. O rămas sufletul în spate. Dă-mi, te rog, un pahar, nu două. E bun ăsta, mulțumesc. Promit că nu-ți mai cer altul. Vreau să vă spun ceva măreț în seara asta. Biserica nu s-a născut la Rusalii. Biserica s-a născut la Paște. Pentru că în momentul în care Dumnezeu a suflat peste Adam, Ruah, a înviat Adam, s-a făcut zulet viu. În seara învierii lui Iisus Hristos, că a zis că El e capul, nu? Deci nu se putea naște capul și trupul să vină peste 10 zile. Sau peste 40. Sau peste 50. Când s-a născut capul, Hristos întâi rod, pârga celor adormiți. El s-a născut, a înviat la înviere și biserica
atunci a fost născută din nou. De ce vă spun asta, că e foarte important? Petru predică la o grămadă de oameni care erau adunați în Ierusalim și zice Petru felmător, ei străpunși la inimă l-au întrebat ce trebuie să facem noi ca să fim mântuiți. Și Iisus și Petru le zice așa, pocăiți-vă, unu, doi, credeți în Iisus și apoi cândva veți primi darul botezului cu Duhul Sfânt. N-a zis Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, pentru că nu poți primi pe tata și pe fiul și Duhul Sfânt să vină după 8 ani. Ziceți amin. Adică vă rog să gândiți logic acum, nu? Dacă noi am vorbit că Iisus Hristos e Domnul, că Duhul Sfânt e Dumnezeu, că Tatăl este Dumnezeu și că ei sunt una, recunoașteți asta? Dacă sună, nu pot veni pe rând. Deja începe să pricepeți acum, câțiva transpiră în spate. Dar eu nu am venit să mă lupt cu doctrina dumneavoastră. Eu am venit doar să fiu logic seara asta. Deci biserica s-a născut la înviere, pentru că Iisus Hristos a intrat prin uși. Prin uși. Și a suflat peste ei, roah, luați Duh Sfânt. După aceea a spus în felul următor, în Fapte 1 cu 8, și voi veți primi o putere care vă va mântui pe voi. Nu. Pentru că sunteți mântuiți, veți primi o putere care vă va face martori. Și acum uitați-vă în ochii mei pentecostale. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i pentru mântuire, că deja ești mântuit. Botezul cu Duhul Sfânt este ca să fii martor. Adică să vorbești altora despre Hristos. Și atunci nu trebuie să vă faceți rost de un fel de botez cu Duhul Sfânt de groază că nu o să intrați în rai. Mântuirea voastră e asigurată prin Hristos. Amin. Nu prin faptul că transpirați într-o iarnă, februarie, și ați zis 3 cuvinte în alte limbi. Până ce corect? Și investi martori. Dacă te întrebi, ești botezată cu Duhul Sfânt? Botezat cu Duhul Sfânt, dar cât s-o pocăi prin tine de când te-ai botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Că asta contează. Noi vorbim după roade, zice Hristos. Nu-i cunoaștem după răgnete, nu-i cunoaștem după cordeoane, după bani dați. Îi cunoaștem după roade. Și noi suntem oi, Hristos e păstor. Nu păstorii nasc miei, oile nasc miei. Păstorii duc oile la ape de odihnă și la pășun verzi. Când îți grase oile, n-ar trebui să se culce, ci să nască miei. Miei pe care îi creștem, tot noi păstorii, pentru că unii rămân în biserică oi, alții sunt oițe și alții sunt mielușeri. Deci până aici iar sunt, de sunteți cu mine, nu? Bun. În momentul în care Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt, nu te-ai bătut cu praful de pe genunchi și mi-a rezolvat mântuirea. N-a rezolvat niciun fel de mântuire. Marea mea frământare la ora actuală este cum a reușit Biserica Pentecostală, singura dintre bisericile creștine din România, care se spune că își extrage seva direct de la Duhul Sfânt. Cum a reușit să nu mai facă evangelizare? Semn că nu mai naștem, nu ne mai botezăm decât proprii noștri copii. Botezăm pe Estera, botezăm pe Daniel, botezăm pe Luca, botezăm pe... Cred că înțelegeți. Ce s-a întâmplat cu noi? Cum a reușit performanța ca să avem calvar, adică să credem în Iisus Hristos, dar să nu mai ajungem la Rusalii? Să credem în puterea lui Dumnezeu. Am înlocuit evangelizarea. Uitați-vă la mine. Și ce se numește în bisericea noastră? Și pe aceea termin cu asta. Încep să predic. Noi avem evangelizări odată pe iarnă sau vara, dacă mai prindem câte un cort și vin pruncii noștri din Irlanda. Asta e ce și-a dorit Dumnezeu de la noi? Nu. Fiecare dintre noi trebuie să meargă și să vorbească altora despre Iisus Hristos. Uite ce mi s-a întâmplat. Eram un bețivan nenorocit, eram o fată pe centura Romei, eram un om care n-aveam limită în a câștiga bani sau face ceva. Domnul s-a atins de mine. Cunoașteți purtarea mea de dinainte, din trecut. Uitați care e purtarea mea de astăzi. Duhul Sfânt m-a schimbat. Nu predicile pot schimba oamenii. Nu bătaia, bă, dacă nu vii la biserică, pe mine nu mă fac de râs, că te calc în picioare. Nu, deci noi nu putem scoate oameni noi. Poți bate un măr pe dureț cât vrei și să-ți dea mere, Ionatane. Nu va face-o. Sau poate te poți amăgi. Pe mărul pe dureț, bați o pancartă și scrii măr Ionatan. Poftă bună, prieten. Nu funcționează așa.
Nu funcționează. Că nici din sânge, nici din carne, nici din voia unui om, ci din Duhul să face schimbarea. Și atunci ce am făcut în anii ăștia? Vreți să vă spun ce am făcut? Dacă n-am mai făcut evangelizare, ne trebuia neapărat ceva ca să ne liniștească conștiințele. Cum ne-am înmulțit noi, pentecostalii? Pentru că eu sunt a treia generație de pentecostali în casă. Da? Bunica mea, mama mea, eu sunt a treia și am și ceva prunci pentecostali. Deci ar fi a patra generație în casa mea. Ce s-a întâmplat în toți anii ăștia? Cum ne-am înmulțit? În primul rând ne-am înmulțit prin două lucruri. Două lucruri de fapt au fost. Unu, de care n-am fost nici unul dintre noi, cum să spun eu, neapărat nici datori, nici obligații. A fost fenomenul întoarcerii la Dumnezeu a romilor, a fraților țigani, care s-au aliat bisericii pentecostale din cauza ritmului, știți? La baptiști nu le-au lăsat să cânte cu ritmuri. Și atunci au venit la noi la pentecostal și ne-am trezit cu vreo 200.000 de băieți buni. Împrășteați prin toată lumea, de care cultul pentecostal știe de vreo 40-50.000. De restul, numai Dumnezeu știe. Și am mai reușit o performanță ciudată, știți care? Să ne liniștim sufletele. Am băgat undeva, ne-am înmulțit prin copii. Pentru că am fost siguri care am înțeles că femeia va fi mântuită prin nașterea de prunci. Și am făcut prunci. Acum am ajuns la vârsta botezului. Botezăm pe Estera, botezăm pe Daniel, botezăm pe Aron, botezăm pe nu știu mai care și ne bucurăm de toți, că e foarte bine că îi botezăm pruncii noștri. Tot nu e evangelizare. Am încercat să facem, să fentăm cât am putut de mult contactul cu omul. Vino la noi. Observați ghetoul în care stăm aici. Cântările noastre. Câți de dumneavoastră nu sunteți pentecostali? Că vreau ca să liniștesc eu conștiința în seara asta. Câți nu sunteți pentecostali? Ridicați mâna sus. Hai mă, că sunteți prea mult. Jos. Bun, hai să o iau invers. Să zicem că neglijăm complet pe baptiști. Câți nu sunteți nici pentecostali, nici baptiști, nici creștini după Evanghelie? Ridicați mâna sus. Bun. Iertați-ne că v-am ținut jumătate de oră în picioare. Nu asta voiam să spun. Voiam să spun că și eu m-aș teme dacă m-aș duce într-o biserică de pentecostal. Mă, nu știi ce urmează acolo niciodată. Nu știi, așa? Iau cântările lor, felul lor de a fi, de a se îmbrăca, felul lor de a vorbi, au jargonul lor, în sfârșit. Haideți să încep să predic vreo 8 minute și termin. Oamenii de la Rusalii, ați auzit ieri de ei, dau oamenii de după Rusalii. Stai aici, zi după mine, sânge, sânge, sânge. Cunoscătorii știu ce zic, prietenii. Da? Zi după mine, aleluia, aleluia, aleluia. Bun, zi, bun, bun, ai zis? Bun. Te-a ridicat în picioare și a plecat un om nou. Oamenii după Rusalii spune că s-a coborât câte o flacără pe fiecare dintre ei. Observați că rusalele nu-s de obște, ci individuale. Fiecare cu rusaliile lui. Botezul cu Duhul Sfânt este obligatoriu, pentru că, de fapt, e singurul care îți dă putere să mergi mai departe și să rămâi cu mintea întreagă. Singurul care are putere ca să spună lui despre Dumnezeu, să spună Dumnezeu, cuiva cu urmări fantastice. Adică omul ăla să se pocăiască. Sau cum spunea fostul primar al nostru, PSD-istul Odobasianu, în urmă cu vreo 15 ani, când s-a băgat în biserică la noi, o fost prima dată când el s-a băgat în biserică, tot era curgea apă pe el. Știți acum că nu e ușor, mai era în perioada electorală. Când curg toate apele, eu știu, tot Nilul curge pe tine, că nu știi ce să zici atunci. Mi-aduc aminte și de domnul Iliescu, el agnostic și totuși transfera în biserici. Zice domnul primar, spuneți ceva, domnul primar. O venit înăuntru pe scenă, cravată roșie, știți costumele alea de pesediști, ăla, cravată roșie și haină albastră, așa. Zice așa, vă spun că nu mai vin altă dată. Deci nu știți de ce. Nu știam de ce. Toți am crezut cu greșit ăștia. Nicăieri, zice, nu m-am simțit mai păcătos ca aici. Mi-am bucurat. Dar apoi m-am dus acasă și m-am gândit, dacă numai pe totul există biserica, că oamenii să se simtă păcătoși, nu-i suficient. Pentru că degeaba vă simțiți păcătoși, că nu vă ține până mâine, decât până mâine. Eu aș vrea când plecați de aici să fiți schimbați. Și când schimbă Dumnezeu un lucru, nu transpirația, nu emoția de o seară,
Când schimbă Dumnezeu pe cineva pentru totdeauna. Amin. Oamenii de după Rusalii, spune Biblia că în primul rând au fost oameni ai cuvântului. Observați ce zice așa. Versetul 42a spune așa cuvântul sfânt. Zice, ei stăruiau în învățătura apostolilor, adică în Biblia pe care o aveau, adică fără Noul Testament, aveau Vechiul Testament, da, evrei. Erau oameni ai Bibliei. Știți ce le-au reproșat mai mari norodului celor din Fapte? Au zis, iată că voi ați umplut tot Ierusalimul cu învățătura asta. Cunoașteți cartea aceasta? Asta e Biblia cu explicații. Am să zicem Biblia aceea, da? Biblia. Asta am înhățat eu de la Cornel de pe noptier. Bun, Biblie. Dumneavoastră știți, vorbesc pentru frații mei din Biserica Ortodoxă în seara asta. Și mulțumesc și părintelui că e aici, prietenul meu, Costel. Vreau să vă spun numai atât. Biserica Ortodoxă are poate cea mai frumoasă traducere a Bibliei, mă refer din punct de vedere literar. Pentru că cel ce a tradus Biblia, una dintre traducerile Bisericii Ortodoxe, este Bartolomeu Anania. Părintele Bartolomeu Anania sau Valeriu Anania, poetul Valeriu Anania. A scos o ediție fantastic de frumoasă. Și atunci pun întrebarea asta, cum 85% dintre ortodoxi și dintre români în general, cu pocăiță grămadă, n-au pus vreodată mână pe Biblia asta să o citească. Cum? Cum a reușit performanța aceasta ca 85% dintr-un popor care se crede credincios? Să n-aibă treabă cu cartea asta. Când spune că oamenii rusalilor nu pot fi botezat cu Duhul Sfânt fără să-ți placă Biblia. Aceasta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Nu o citești, nu-L iubești. Nu-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești scrisoarea asta, cartea asta. Simplu. Te minți, te minți pe tine și neamul tău. Îl minți pe toți pe care apuci. Aceasta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Tu vrei să ajungi în cer. Doamne ajută la toată lumea, că este loc destul, credeți-mă. Mai ales că zice Iisus că în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Ce fain. Pentecostale de o parte, ortodoxe de alta. Mai sunt câțiva care zic că și islamiștii, dacă înțelegeți. Nu să zic că Dumnezeu e bun cu toată lumea. Va fi un fel de rai cu cuști. Eu n-am nimic împotrivă cu asta. Să mergem cu toți în cer. Dar dacă te întâlnești cu unul în cer, tu zici că vei ajunge acolo. Și el zice, eu sunt Ezechiel. Mă face cunoștință, nu? Nu mai zice cu Gerasim, acum acolo în cer, mă, Ionică. Nu mai zice nimic, că noi nici cunoaștem de aici, știm cât valorăm fiecare. Dar să zic că te întâlnești cu unul necunoscut. Ezechiel, zice. La care va zice el, apropo, mi-ai citit scrisoarea. Nu m-am apucat. Eu m-am făcut mai mult pe Netflix. Dar tu vrei să ajungi în cer, să te întâlnești... Nu, să te întâlnești cu Amos. Să te întâlnești cu Daniel. Cu Ioan. Și ei să spună mereu, mi-ai citit Evanghelia, Luca. Zici, nu, am fost... Nu vei ajunge în cer ca să te poți întâlni cu ei. Nu te mai minți. Cine nu are, să nu iasă din biserică în seara asta, că îi dăm. Bine? Pentru că Dumnezeu va judeca lumea nu după dogmele ortodoxe sau după visele pentecostalilor. Zice Sfântul Apostol Pavel și Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. Același lucru zice și Petru. Păi dacă tu nu o cunoști, înseamnă că vei scăpa de judecată, nu? Te vei duce în fața dreptului judecător și zici, șeful, eu nu le-am avut cu... Noi n-am avut treabă cu asta. Noi, știți, mai câte o prorocie, mai un telefon, mai... Noi nu am avut cu... Noi la studiu nu ne-a plăcut. Când am auzit că e studiu din Galateni, am fugit pe jam, ca e utih. Nu vom ajunge acolo, nu vă mai gândiți. Vorba maramureșanilor, fii rale sănătos, noi amere pe din jos. Cine nu citește Biblia, nu iubește pe Dumnezeu, că El a scris-o. Erau oamenii ai cuvântului, citeau cuvântul ăsta și le plăcea. Îmi veți spune, dar nu-mi place să-l citesc. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, așa cum luați de 20 de ani medicamente pentru tensiune și nu vă place. Vă rog frumos, citiți până când vă va plăcea și cartea asta.
Știți ce zic românii, mai ales înțelepții din Bucovina? Pofta vine... Uite ce frumos proverb aveți! Extraordinar! Și știți toți! Poftă bună atunci! Doamne, vreau să mă îndrăgostesc de cartea ta! Credeți-mă, dacă citiți în fiecare zi trei capitole și meditați la ele, veți fi super spiritual. Veți sări ca greierii pe băncile astea. Dumnezeu nu face oameni prin neascultare. Dumnezeu creează oameni prin ascultare. Doi, erau oameni ai cuvântului de după Rusalii. Spune Biblia că erau oameni ai părtășiei. Spune că le plăcea să stea în legătura frățească. Băi, ce lucru fantastic! Le plăcea să fie într-un loc, să aibă legătură cu frățească, să mănânce și pizza, nu numai o dată pe lună cina Domnului. Pentru că până la urmă, dacă nu poți mânca cu unul pizza, băi, eu cu ăla nu mă unesc. Dă-mi voie să spun că tu într-adevăr nu te poți uni cu nimeni. Vei avea în cer un loc a tău, separat. Îmi pare rău să vă spun, creștinismul înseamnă e bazat pe ceva, pe relație, pe prietenie. Hristos avea prieteni, prima dată cercul interior, imediat de trei, Iacov, Ioan și Petru, avea cercul de 12 și apoi avea cercul de 70 și apoi avea cercul de 120 și tot așa, pentru că el creștinismul are de face cu împreună. Unul dintre prietenii mei a fost cu nevastă mea până la el acasă, în orașul lui. N-a ieșit din casă 12 ani să meargă la biserică. A stat pe internet, a luat cina împreună cu noi pentru că o apăsare demonică din exteriorul făcea să nu poată să stea între oameni. Ne-am dus, am mustat dracul și l-am trimis în mijlocul prietenilor. Prima dată, după 12 ani, a venit și a luat cina în biserica noastră și vine regulat de atunci, în fiecare duminică de cină. Pentru că i-a spus un lucru. Nu poți fi fericit de unul singur. Citând din Ciuma lui Camus, pe care vă indic să o citiți. Carte fantastică. Bun. Deci trebuie să ne placă să stăm împreună, mă, dar cu ăla, cum să stau cu ăla, mă? Știți cum suntem aici? Într-o noapte friguroasă, doi arici mureau de frig. Clănțăneau din dinți. Arici. Zice, unul, mă, cum ne putem încălză? Dar eu am văzut, zice, pe oameni că se îmbrățișează și le mai cald. Dar hai să ne îmbrățișăm și noi, dar nu au putut. Știți de ce? Aveau țepi. Îmbrățișarea dintre bisericile noastre e o îmbrățișare țepoasă pentru că avem țepi. Limba. Cu ăla, cu ăia. Există oameni care nu ne plac. Nici nu sunteți obligați ca să vă placă. Dar obligatoriu trebuie să vă placă să fiți cu frații. Nu am cântat. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Nu-s toți minunați. Adică suntem minunați toți. Nu. Toți facem minuni. N-ați auzit ce minuni au făcut? Ba da. Am auzit minunea aia ce-a făcut. Doamne, ajută-mă să-mi placă cu ceilalți. Știți ce? Când am fost în Benin și vedeam numai semilune moschei în Africa, erau hotărâți islamici să stăpânească țara aceasta. Am prins o perioadă când a fost președinte penticostal al Beninului, în Cotonou. Și m-am dus acolo. Și când te duci cu mașina și faci 200 de kilometri prin pădure și vezi moschei noi nouțe cu semilună, ce mult ne bucuram. Când vedeam o cameră cu tablă, acoperită cu tablă, patru pari și o cruce deasupra și știam că putem să zicem un aleluia. Un aleluia împreună. Nu-l întrebam ce e. Poate era catolic, poate era penticostal. Nu mai puteai pune întrebări. Vedeam crucea între multele semiluni. Vreau să vă spun ceva. În câțiva ani de zile Europa va fi din nerecunoscut.
copiii dumneavoastră o să plece într-o Europa complet islamizată. Veți dori să vedeți câte o cruce pe biserică. Și nu veți mai întreba de care, ci vă veți ruga acolo. Nu mai pușcați frații voștri, că am rămas tot mai puțin. Să vă pară bine că mai vedeți câte unul. Strângeți-l în brațe. Eram în aeroport, aveam Biblia, veneam de la nu știu de unde și am zis că hai să citesc ceva, dar n-am mai citit că m-a apucat somnul. Și cum am pus eu Biblia pe geamantan, nu m-am simțit, orice român nu se lasă furat. Nu m-am simțit că îmi dă târcoale cineva. Când am deschis ochii, un ochi am deschis, ca și Godzilla, au fost prea târziu. O pupătură era un negru, avea niște buză, m-a luat în brațe și mi-a tras o pupătură din aia zdravână. Jesus is Lord. În aeroport. El s-a cu tot o căutat pe mulți, m-a găsit pe mine. Știți ce-a văzut? Biblia cu crucea pe ea. Și-a zis, e de-a meu. Mi-a tras o pupătură. Iată ce dulce și plăcut e să locuiască, frații, împreună. M-a bătut pe spate. Eu nimic engleză, el nimic românește. Am vorbit cu mâinile amândoi în mijlocul aeroportului. Iar pupa pe mine ca să-și dovedească dragoste. Am spus că și noi suntem pupăcioși românești. L-am pupat și eu. Iubiți-vă, frații. Are cine să-i omoare, nu-i omorâți voi. Iubiți. Trei. Erau oamenii ai rugăciunii. Ce Biblia că stăruiau în rugăciune. Deci nu în februarie. Pentru pentecostale am făcut stăruință sâmbătă pe 30 și ceva de grade. Sâmbătă și vineri, acum, de Rusalii. Vai, ce-a fost în biserică, ce căldură. Pe afară, în sfârșit. Noi înțelegem că stăruința în rugăciune în februarie sau în ianuarie. Ei stăruiau în rugăciune. Vreau să vă învăț ceva. Rugați-vă și nu mai cereți nimic. Că am devenit cerșetorii spirituale al lui Dumnezeu. Dă-mi. Vă aduceți aminte cea mai egoistă rugăciune din Vechiul Testament a lui Avram. Doamne, ce îmi vei da? Și cea mai rugăciune egoistă din Noul Testament. Mama fiilor Zebedei cu șmecherie doi merge la Iisus. Fă-ne ce-ți vom cere. Să nu vă aud. La dreapta și la stânga, sigur, vă pun pe cruce. Unul la stânga și unul la dreapta. Femeie, nu știi ce cer, zice Iisus. Și nici voi nu știți ce cereți. Atunci când vorbesc de rugăciune, Dumnezeu nu vrea ca să asculte un veșnic excroc sentimental care zice, Doamne, într-adevăr nu te-am deranjat de 8 ani, dar acum sunt spital. Nu-i dureros pentru tine ca tată și ca mamă să nu primești o îmbrățișare decât de la copil, decât dacă îi dai ceva, dacă îi faci ceva. Când simți că îmbrățișarea aceea are gust de Iuda. Dumnezeu are 7 miliarde de oameni pe care aude în fiecare zi că îl cheamă doar atunci când dau o pană în credința lor, în viața lor, în trăirile lor. Atunci avem nevoie de Dumnezeu. Dă, fă-mi ceva. Vezi că am zlacitostatice. Nu mă lăsa, am rămas fără permis. Ajută-mă. Va trebui să învățăm să ne rugăm fără să cerem nimic. Nu mai cer nimic. Unul dintre mari sfinți ai bisericii catolice, fericit Augustin, de fapt și le revedic amândouă, spunea, nu mai am nevoie de nimic de la tine. Te vreau doar pe tine că mi-ești de ajuns. Aș vrea ca să avem zilele acelea în biserică în care să ne rugăm fără să-i mai cerem nimic. Ci doar să lăudăm și să-i mulțumim pentru tot ce ne-a dat. Că în loc să privim fața Domnului, privim mâna Lui. Ce-mi dai astăzi? Ce-mi faci? Cu ce mă ajuți? Vreau ca să trecem la nivelul 2. Sau eventual fă ceva mai grozav. Nici nu-ți cer nimic pentru mine. Îți cer pentru dușmanii mei, îți cer pentru vecinii mei, îți cer pentru sora mea. Vrea să audă și el ce înseamnă rugăciunea de mijlocire până la urmă, din toată inima. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, nu mai priviți mâna Lui, priviți fața Lui. După jumătate de oră și te va întreba ce vrei să-ți dau.
Nimic, n-am nevoie. Am vrut să stăm doar de vorbă. Să ajungi în ziua aceea în care doar de dragul statului de vorbă cu El. Era o cântare a noastră veche, nu știu dacă se cânta pe la dumneavoastră. Cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem amândouă. Și tot așa era. Să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi să plângem amândoi, să plângem... Stop! Să spun ce n-am mai spus la nimeni. Că până la urmă aude de multe ori ce spune și brutarului, dă-mi o pâine, ce spunem și la magazin, scrie-mă pe caiet. Și până la urmă Dumnezeu e printre celelalte lucruri ale noastre. Vezi să-mi rezolvi. Uite, chiar acolo nu poate primarul, te rog frumos. Am vorbit eu cu primarul, nu poate, du-te tu. Nu vreau nimic! Nu mai vreau nimic! Te iubesc și gata. Eram cu diaconul Pante și zice, du-te mă, era sete. Du-te acum, zice, către pruncul cel mai mic. Du-te, adu-ne două sticle de apă, cumpără-ne două sticle de apă minerală. Mie ce mi-a să zice? Eu ieși două pălmi atunci, imediat, dar... Mă, n-ar mai face nimic dacă nu le iasă ceva, pricepeți. Nu? Așa și noi. Oare ce mi-a să dacă vin azi la biserică? Pentru că de la bun început ne spun păstorii, veniți în casa Domnului ca să primiți ceva. Dacă nu primim nimic, serios. Că ar trebui să ajungem la nivelul 2. Să nu mai venim, să mai primim ceva, ci să dăm noi. Să dau închinarea mea, banii mei, să dau zâmbetul meu, să dau... Las că am primit, așa fain a fost în seara asta. Nu, voi nu veniți. Și apoi nu mi-a plăcut cum o predicat, lung o predicat. Dumneavoastră, nu credeți că eu văd în fiecare duminică vreo 1000 de oameni și cu cei de la ora de vreo 800 sau 1000 că sunt acolo care nu le place la cei mai mulți că sunt acolo? Nu se vede pe fața lor, zice, bă, vă bucurați, da, însă, nu, ne bucurăm. Bucurăm tare mult noi împreună. Suntem în casa Domnului. Nu, ne bucurăm, nu vă bucurați. Oamenii cuvântului, oamenii unități, ai părtășiei, oamenii rugăciunii, oameni cu frică de Dumnezeu. Că zice că era o mare frică peste toți. Dar frica a început cam în fapte 5, după comunism. Știți că biserica a fost lovită puțin de comunism. Nu ține, nu are cum să țină. O zis, hai să aducem toți. Și unul a dus pământul din Cipru, cum a fost pe plaja din Cipru, scump loc. Barnaba, scump loc o dat la picioarele apostolilor. Și s-a făcut un fel de modă. Uite că ăla și-o dat plaja, ăsta la... Nu-i așa, Gabi? Ai zice, bă, eu dau căruciorul meu, Domnul mă face bine, eu donez căruciorul meu. Era un fel de comunism din ăsta, din început. Venea altul cu slănina. Cu evreia, cu slănina. Venea cu cipsurile, fiecare. Veneau cu ce aveau acolo. Și apoi veneau și alții cu scobitori. O mers două săptămâni, o mers o lună. Spune Biblia că dumneavoastră n-ați înțeles poate de multe ori de ce trebuie să-și vândă ogoarele. De ce și-au vândut ogoarele? Pentru că vă spun eu cum a fost în seara de Rusalii. 3.000 de oameni botezați. În apă curgătoare, zic frații, că vreau să mă botez numai în apă curgătoare, ca apostolii. Nu, 3.000 de oameni au fost botezați în apă stătătoare în ziua de Rusalii, în cele 11 baptistiere ale templului. Lăsați poveștile cu apă curgătoare. Sau cel puțin vorbiți despre botezul Domnului Iisus Hristos. Eventual, da, atunci în Iordan, botezându-te, tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. Da, atunci cu Iisus. Nu mai ziceți de apostoli. Că ăștia au fost botezat la cadă. Primii ucenici la căz. 3.000 de oameni, ce facem cu ei? Știți ce-au făcut? Care ești din Ierusalim? Că ăștia erau de la 2.000 de kilometri, erau prozeliți. Care ești din Ierusalim? Tu. Ce ai acasă? Păi zice, două vaci am și tu ești 10. Tu ești bogat, iei 20. Așa a făcut. Și s-a trezit omul că vine la nevastă să acasă cu 15 frați hrăniți. Au ținut banii până într-o zi, 2, 3, 5, pe ce au trebuit să vândă de prin casă. Ba un ghiul, ba televizorul, au trebuit să vândă ceva. Au ajuns la ogoare. Deci nu a fost la început totul extraordinar de frumos. Că nu există perfecțiune pe pământul ăsta, asta trebuie să știți. Anania și Safira au uitat un lucru. Că Dumnezeu nu a cerut renunțarea totală la avere, ci renunțarea totală la minciună.
Asta nu o băgate de seamă. 11 metri a fost acolo. Și au venit la biserică amândoi. Cu cât ați vândut ogorul? Trebuia să spună, cu 100 de milioane dau bisericii să nu dau nimic. Aveți mare oportunitate de a nu da. Dacă nu dați cu inimă bună, nu faceți. Și dacă o dați, dați după câtă inimă aveți, cât trebuie să dau. Chiar am râs cu băieții noștri de la Oradea, am zis, cine vine membru la noi până în august, de aceea va fi 9%. Reducere doar săptămâna asta. Marea noastră problemă este că ar trebui să dăm ceva. Hristos a dat totul. S-a pus pe cruce. S-a făcut sărac ca noi să fim bogați. Nu veniți și spuneți că suntem săraci. Nu, nu, nu. Nu. Sărăcia absolută e în altă parte, unde le mor 5.000 de copii pe zi de foame. Deci românii, vorba unui pastor pentecostal, tăceți din gură că nu aveți dreptate. Pricepeți? Și au venit și au întrebat, cu cât ați vândut ogorul? Înțelegi de acasă să spună, cu 60 de milioane, dăm 600, 6.000 de lei, zeciuială. Ia 6.000 de lei. Muriți, a zis Petru, că ați mințit. Nu era vorba de bani, era vorba de minciună și n-ați mințit oamenii pe mine. Ați mințit pe Duhul Sfânt și-au murit amândoi. În 3 ore era moartă și ea. Măcar dacă vedeți obdelele lui bărbatul său în biserică, cizmele. Și ce mare frică i-a prins pe toți. Ascultați-mă, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ziceți amin, că asta îmi place la voi. Va trebui să, e numai începutul înțelepciunii, va trebui să mergeți cu înțelepciunea în sus. Să nu vă mai fie frică de Domnul că vă ologește. Bă, dacă ai grijă, ne faci aia, Domnul ne trăznește. Dacă Dumnezeu ar trebui să ne trăznească pentru fiecare prostie pe care o facem, nu era nimeni aici, nici să cânte, nici să predice, nici dumneavoastră. Dumnezeu nu e așa. Frică de Domnul înseamnă, în primul rând, să-i respecti atributele. E Domnul care știe tot. Nu te vii să faci, v-ați ascundelea și să zici, bă, ce faci tu aici? Cucu! Nu merge așa. Dumnezeu, ochii lui este peste tot. Dumnezeu este înțelept. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este sfânt. Așa am cântat în seara asta. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt și atotputernic. Sfințenia fără atotputernic nu funcționează. Vă rog să aveți teamă de Domnul. Teamă că într-o zi s-ar putea să se întoarcă cu spatele la voi. Pentru că mila lui ține mult. Dar dreptatea lui e suficient o clipă și nu mai ești. Nici o, nici tu. Mulțumim lui Dumnezeu că a fost bun cu noi. Ne-a dat voie să-i vedem doar spatele, ca lui Moise. Fața nu poți să-mi vezi. Pentru că Dumnezeu are două fețe, culmea. Pe spate scrie milă. Pe față scrie dreptate. Știți când o să vedeți dreptatea lui Dumnezeu? Când nu o să mai aveți probleme cu ea, când veți fi în cer și o să vedem față în față. Cine îl vede pe Dumnezeu față în față, acum nu mai vede după aceea, pentru că o să stea în iad. Noi nu avem nevoie de dreptatea lui Dumnezeu în seara asta. Noi avem nevoie de mila Lui. Și oamenii au fost cu teamă sfântă. Așa trăiau, așa gândeau. Adică nu-și putea imagina că Dumnezeu poate fi coborât până acolo, ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să poată fi coborât până acolo încât să iei un telefon și să suni, să-ți vorbească Domnul de la capătul pământului. Într-un minut. Dumnezeu nu poate să fie bajocorit. Dumnezeu vorbește când vrea El. Nu zici nimeni, amin? Dumnezeu vorbește când vrea El. Pentru că în Biblia mea scrie să vă ferească Dumnezeu să ispitiți pe Dumnezeu. Traducere pustănească. Da? Să nu ispitiți pe Dumnezeu vreodată. Adică mulțumim Dumnezeu că avem în biserică mulți profeți, în biserica noastră. Pentru că i-am cultivat, i-am crescut și ne-am rugat pentru ei. Dar profeții, și aici toți spun că e ziua de Rusalii, profeții sunt pentru cei care n-au legătura lor directă cu Iisus. Că sunt și din ăștia, vă rog să mă credeți. Și nu-i neapărat păcat.
Dar va trebui să ajungeți la nivelul superior în care Dumnezeu să vă vorbească direct dumneavoastră fără intermediari. Să ajung în ziua aceea în care să nu mai aveți nevoie nici de mine, nici de proroci. Ce fericit a fost omul ăla că a plecat cu cămașa lui Hristos. Vă mai aduceți în minte? El a câștigat-o 6-5. Ua! Eu cămașa. L-a întrebat nevasta, vii de la... Da, mă, zice, am crucificat pe unul, să vezi. I-am dat la zarmime și cămașa. A cui cămașa asta lui Hristos? Ce aproape era de original. Avea doar cămașa. Ei, mulți o să rămâneți cu ea mână în ziua aceea. Hristos a fost al nostru. Nu, ați avut cămașa lui numai. Azi era cât pe aceea, strecut așa razant pe lângă asta. I-am cântat cântecele, i-am ascultat, am predicat, i-am ascultat predicele, am dăruit, am făcut o grămadă de lucruri. Și Domnul niciodată nu v-a cunoscut. Niciodată. Dumnezeu să aibă milă de noi. N-am venit ca să vă spun ce vreți să auziți, ci ceea ce trebuie să auzim în această zi, pentru că oamenii după Rusalii au fost și oameni ai părtășiei, și oameni ai unității, au fost și oameni ai cuvântului, au fost și oameni ai rugăciunii. Să cutremura locul, gândiți-vă cum se rugau, că trebuia să vină după aceea ăștia să dea cu dispersit. Crăpau pereții, zice Biblia. Ce laudă putea să fie acolo? Erau oameni cu frică de Dumnezeu, nu trebuie să moară Anania și Safira. Ei au fost excepția, nu regula. Cei mai mulți erau cu frică de Domnul, să nu-L ofenseze cumva, să nu-L lovească cumva în demnitatea lui Dumnezeu. Să nu creadă că Dumnezeu este o facilitate pe care o obținem fiecare. Dar lasă că bun-i Domnul cu noi. Spuneam în biserica seară în Beiuș, în Oradea, plin de nervi, a spus că primul stat din America care a reușit să-și câștige statul înapoi, Louisiana, a reușit ca să pună lege, ca să se pună cele 10 porunci în fiecare sală de clasă. Cele 10 porunci. 26, că cu asta mă ocup, 26 de publicații de televiziuni din România au dat știrea. 25, negativ. Nenorociță de americani, uitați ce au făcut. Au băgat cele 10 porunci. Să nu furi, să nu ucizi, să nu faci aia, să nu comiți ăla. Să respecti pe Dumnezeu. Adică vrea dintr-o dată din stadiul de animale necuvântătoare, mulți dintre astăzi îmbrăcați în câini. Am fost la Oradea ultima dată când am fost și a trecut o fată pisică pe lângă mine, miaunând. Am avut un întrebare aceasta, dacă se îmbolnăvește, unde trebuie dusă aia? La care doctor? Avem dileme ca păstori, avem dileme ca societate, pentru că atât am oferit numai. Cum din 26 de televiziuni și site-uri mari, 25 împotrivă, că s-au băgat cele 10 porunci? În loc să zică, da, și la noi ar fi trebuit asta. Nu mai vorbiți despre o Românie creștină. Vorbiți despre o Românie robă. Pe banii noștri. Pe munca noastră. Pe impozitele noastre. Și am tăcut. Și tăcem. Erau oameni în mărturie și cu asta închei. Pentru că le plăceau să meargă să spună despre Hristos când ieșeau din templu. Se duceau la templu nelipsiți, zice, de la templu. Și erau plăcuți în fața întregului norod. Dar cum erau plăcuți în fața întregului norod? Zicea, mă, cu cine seamănă ăștia, mă? Ce fel de oameni sunt aceștia? Mirați oamenii ceilalți de felul în care ei vorbeau, de felul în care ei trăiau, de felul în care se manifestau, de felul în care iubeau. Gândiți-vă la lucrul acesta. Oamenii aceștia știau într-o zi că, de fapt, e ceva nou. Îmi spunea, cum s-au pocăit 3.000 de oameni într-o singură zi? S-au pocăit preoții prima dată. Spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, că o mare mulțime de preoți au venit la credință. Întoarce, Doamne, România spre Tine! Nu poate să vină trezirea spirituală din mijlocul bisericii pentecostale. Suntem prea puțini, nici în mijlocul bisericii greco-catolice, deși au fost singura biserică care a avut cel mai mare număr de martiri în pușcările comuniste. Nu poate veni trezirea de la baptiști, nici la creștini după Evanghelie, nici la adventiști, că-s nișă. Trezirea poate veni din biserica ortodoxă. Așa cum Părintele Trifa în 1921 și-a dorit-o.
ca românul să se dezbare de înjurătură, de alcool, numai că l-a omorât-o din sânul bisericii. Rugați-vă ca Dumnezeu să trezească preoțimea din România. Amin. Că poate să vor trezi și câțiva pastori. Dumnezeu poate face minune cu țara noastră. Amin. Cum s-au pocăit 3.000 de oameni? Ușor. Preoții s-au pocăit primii. E, asta e puterea Duhului Sfânt. Asta e puterea Duhului Sfânt. Va trebui să începem cu începutul. Va trebui să gândim că trebuie să construim punți. Sunt păstor de 30 de ani, am încercat să construiesc punți și a trebuit să dau socoteală pentru asta. Pentru că tuturor ne este drag gardul și zidul, nu punțile. N-ați vrea să luați gardul și să faceți punte din el. E simplu. Atunci, care e scopul predicii mele din seara asta? Asta a fost introducerea. Acum urmează predica. Dar vă spun scopul acesta. Să vă puneți întrebarea simplă. Bă, ce fel de creștinul se mă? Că noi spunem în credul nostru că credem în Dumnezeu Tatăl atot stivuitorul, cum zicea Borcea. Atât o putut el, că atât îl duce capul. Credem în Duhul Sfânt, credem în Fiul, dar bun, dacă cred în Duhul Sfânt. Deci am sărit toți în gâtul unui tip care a scris o carte. Eu nu am treabă cu tipul, eu am treabă cu denumirea. Bună dimineața, Duhule Sfinte. Când ați vorbit ultima dată cu Duhul Sfânt? Nu? Știți ce ai vrea să ne rugăm în seara asta? Și ăsta a fost scopul. Ajută-mă să seamăn cu oamenii aia. Și ce au avut ăia și n-am eu, Duh. Am bani, am mașină, am nervi, am o grămadă de chestii. N-am Duh. Avem biserici, ei n-aveau. Avem relații, nu le aveau ăștia, aveau pe Nero. Noi avem prieteni primari. Vreți să cântăm o cântare? O vino iarăși ca pe vremuri, coboară iarăși pe pământ, o vino iarăși între oameni, o vino fiu, Duh, o Duh prea sunt. Vreți să o cântăm? Că pe vreau să vă învăț despre ce e Duhul Sfânt și plecăm acasă. O vino iarăși ca pe vremuri, coboară iarăși pe pământ. O vino iarăși între oameni, o vino Duh. Yeah. Haideți să vă povestesc ceva. Te rog, lasă strofa a treia. Pentru că noi am crezut cântând cântarea asta că Duhul Sfânt a venit în viața noastră, botezul cu Duhul Sfânt, ca noi să mergem în cer. Nicăieri în Biblie nu scrie asta. E fain, dar eretic ce credeți dumneavoastră parte. Duhul Sfânt n-a venit
Botezul cu Duhul Sfânt ca să ne dea mântuirea, pentru că noi avem mântuirea în Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt a fost să ne echipeze. Pentru că Iisus Hristos a născut biserica la Paști și a înarmat-o cu mitraliere la Rusalii, ca să poată lupta cu Satana. Nu poți să pleci la cer și să lași biserica slabă să se bată cu gheoage, pietre. Și-o primit. Dar în mod special botezul cu Duhul Sfânt este ăsta. Iar chipul nostru să arate prin Duhul Sfânt în veci al Tatălui chip sfânt. Înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt este ca noi să semănăm cu Iisus Hristos. Atât. Și vă mai spun ceva dureros. Unul dintre cei mai pocăiți oameni în satul nostru, nevastă mea, ce poate spune, Traiana lui Pașcău, bătut de securitate și de miliție de o grămadă de ori, pentru că mi-a dus să, la biserică, când erau numai 10 pocăiți. Povestea că l-a băgat la țățâna de la uși și-a închis ușile pe unghiile el, l-a scos afară. Avea unghiile într-o fel ciudată. Știți cum a murit omul ăla? A murit cu picioarele tăiate. Nu mai avea pe nimeni ca să meargă să poată să primească doctorul cuvințare. Știți că trebuie să primești în cuvințare cineva din familie, și eram eu. Și zice, doctorul, bă, dacă nu-i tau piciorul, mă duc la el și zic, Traian, trebuie să scriu ce pe hârtie, că trebuie să piciorul jos. Bă, nu mă mai prostie, ce David. Că tu vrei să mă duci în rai pe bucăți pe mine. Trimite-mi un picior astăzi, mâine o să ceară doctorul, mi-a trimit o mână, doi ochi, diabetul, nu știu. Cum mă duc eu și mă prezint acolo în cer, zice, toți îngerii frumoși, treburi, picioare, aripi, nu, și el știa cum să îngeri. Dar zice, eu nu o să ajung în cer. Aici, cuțit la mine. Dar zic, cum nu o să ajungi în cer? Tu de atâția ani de zile slujești pe Dumnezeu. Ți-ai dat casa să fie loc de rugăciune. Țonă a fost în casa lor. Fratele Țonă a predicat în casa lui Traian Pașcău. Pe vremea lui Ceaușescu. Eram copil mic. Zice, frate, eu nu voi ajunge în cer niciodată, că eu nu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Blestem, am zis atunci. Și atunci m-am hotărât să predic în fiecare biserică unde mă duc. Că botezul cu Duhul Sfânt nu-i înspre mântuire, ci spre mărturie. Amin. Să putem să vorbim altora despre Amin. Iisus Hristos. Amin. I-am spus, ba, ajungi în cer. Nu știu cum a plecat. Încă nu știu. Știu că e în cer, dar cum a plecat. Deci vă rog frumos să gândiți biblic. Nu mai gândiți cum v-a spus, nu știu, Nana Veta. Opriți-vă. Evanghelia e importantă. Iar chipul nostru se arate în veci al Tatălui chip sfânt. Și Duhul și Mireasa zic simplu. Mireasa și Duhul, că fără Duh nasc. Haideți să ne rugăm. Doamne, dă-mi Duh Sfânt. Dă-mi Duh Sfânt, Doamne Dumnezeule, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt.
Numai Duhul Sfânt te poate pocăi, numai Duhul Sfânt îți poate da putere să te rogi lui Hristos să-ți ierte păcatele nenorocite care le-ai făcut. Numai Duhul Sfânt poate să schimbe viața ta într-o viață cu adevărat valoroasă. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.